Șase medalii au câștigat canotorii români la campionatele europene de canotaj seniori desfășurate în perioada 31 mai-2 iunie la Lucerna, în Elveția. La startul competiției s-au aliniat 239 de echipaje din 36 de țări. Mădălina Cașu, canotoarea de la CSM Călăraș, a făcut parte din echipajul care a câștigat medalia de aur pentru România în proba 8+1. Adriana Ailincăi, tot de la CSM Călăraș, a câștigat argintul împreună cu Maria Tivodariu în proba de dublu rame feminin. La finalul competiției, România, cu cele 6 medalii, una de aur, 4 de argint și una de bronz, s-a clasat pe locul 4 după Germania, Olanda și Italia. De data aceasta, anul acesta invers, anul trecut Ailinca i-a venit cu aurul european și Cașu cu argintul. De data aceasta s-a inversat rolurile. Cașul a venit cu aurul și Ailinca-i cu argintul. Dar eu aș spune că un argint cel puțin la fel de prețios ca aurul, dacă nu mai prețios, pentru că este obținut într-o embarcațiune mică, unde greul este dus fantastic, de presiunea este fantastică. Dublu rame feminin, da? Adriana Ailinca și Maria Tivodariu. Maria, da, sunt campioanele europene și mondiale de juniori și foarte, foarte crude. Foarte crude. 20 de ani echipajul, media vârsta lor, 20 de ani, la o competiție de seniori. Prima participare la un campionat european de seniori în această embarcațiune. Deci la prima participare a luat deja argintul. Da. Asta înseamnă că viitorul arată extraordinar de bine. Viitorul arată foarte bine pentru toți acești trei mari sportivi, foarte mari sportivi. Vorbim de Mădălina Cașu, Adriana Ailinca și Alexandru Chioseaua. Și Chioseaua Alexandru sunt extraordinar de valoroși. Și nu o spun asta ca să-i mângâi, ci dacă aș putea să-i recompensez, măcar din vorbe, i-aș umple de aur, de titan. Păi cred că din vorbe îi recompensați, că sunteți foarte mândru, da, de rezultatele canotorilor călărășeni. Bineînțeles, eu și cu echipa mea, Suciu Eugen și Mădălina Buzdugan, suntem, ce să zic, de-abia ne putem închide gurile de atâta fericire ce ne-au adus. Chiar am fost la aeroport, am întâmpinat fetele cu un buchet de flori. E un sentiment fantastic pe care îl doresc și colegilor mei să-l trăiască.